Te salut! Ți-am promis că o să răspund la întrebările de pe pagina de Facebook. Le-am listat, sunt jur de 30-31 de întrebări. O să le răspund foarte pe scurt, punctat la obiect la fiecare întrebare. Prima întrebare vine de la Paul Luca, de ce îți plac banii? Îmi plac banii pentru că sunt o unealtă care mă ajută să rezolv anumite probleme din viața mea, din familia mea, din societate. Pentru mine banii sunt pur și simplu o unealtă, ca și frigiderul care mă ajută să răcesc mâncarea și îmi place de frigiderul meu. La fel de mult îmi plac și banii. În schimb, nu sunt îndrăgostit de bani, ceea ce este mare diferență, dar îmi plac banii. Ionita Valentin și Mihai Andrei Pancea au pus o întrebare legată de multilevel marketing, care este părerea mea și de ce se confundă MLM-ul cu jocul piramidal. Părerea mea despre multilevel marketing și network marketing este că e un sistem fantastic prin care poți să câștigi bani, adică oameni care nu au neapărat o pregătire antreprenorială pot să ajungă să câștige sume interesante prin recomandarea pe care o fac. Lucru care oricum se întâmplă deja, fiecare dintre noi recomandăm la alții ceva, de exemplu dacă mă duc în restaurant, îmi place, spun la prietenii mei despre restaurantul respectiv și nimeni nu mă plătește pentru acest lucru. Network marketing-ul practic asta face, îți dă un comision din recomandările pe care le faci. De ce se confundă cu jocul piramidal? Oamenii din România, din păcate, au luat multe țepe și e normal să fie sceptici și mulți dintre ei fac această mixtură între MLM și jocurile piramidale pentru că habar n-au despre ce vorbesc. Dacă tu nu știi care e diferența între un cal și un măgar, dacă vezi un cal pe stradă, o să spui că este măgar sau invers. Deci, în necunoștință de cauză, este normal ca oamenii să facă astfel de confuzii. Hușvarna Medeuș a pus câteva întrebări. Care este cea mai mare greșeală pe care ai făcut-o în afaceri? Și Raluca, Alexandru la fel, intră aici la câteva întrebări, Valentin Nistor și așa mai departe. Cea mai mare greșeală? Probabil în momentul în care am deschis firma, sau mă rog, după ce am deschis, a trecut foarte mult timp până să angajez prima persoană. Îmi era frică că nu o să am bani de salar, că nu o să reușesc să o instruiesc cum trebuie și au trecut luni de zile până să angajez prima persoană și ghiși ce, firma nu s-a dezvoltat tocmai din acest motiv, pentru că eu trebuia să fac tot, să răspund la telefoane, să răspund la e-mail-uri, să fac oferte, să vând, să fac training-ul, să fac înscrierea oamenilor la eveniment, să fac prezentarea, să fac follow-up-ul, făceam tot. Și evident că firma nu s-a dezvoltat. Dacă aș putea să corectez acest lucru și să dau timpul înapoi, asta ar fi primul lucru care l-aș corecta și consider că este cea mai mare greșeală pe care am făcut-o, pentru că puteam să dezvolt afacerea mult mai repede decât am făcut-o, deși a fost chiar și așa o creștere fantastică. Muraru Alexandru, spune-mi, te rog, 2-3 sfaturi legate de combaterea inconsecvenței. Disciplina, numărul 1. Disciplinează-te în lucrurile micuțe, propune-ți să fii disciplinat într-un lucru simplu, de exemplu să bei o cană de apă în fiecare zi la ora 5. În momentul în care te duci să fii disciplinat într-un mic lucru, poți să începi să fii disciplinat în lucruri mai mari. Deci disciplina, aș pune un singur punct, nu 2-3 puncte, asta îți face toată diferența. Piramidal SRL, care este cel mai bun instrument de prioritizare a activităților. Pentru mine în continuare este lista de to-do și clasificarea în funcție de important și urgent. Și în acest moment pe masa mea și de când mă știu există o foaie cu lista de lucruri pe care trebuie să le fac, unele strase peste pe care le-am făcut, alte sunt numerotate, ce este important, ce nu este important, ce trebuie să fac prima dată, pentru că așa funcționez cel mai bine. Cretu Sorin m-a întrebat legat de ciclurile economice. În cadrul unui seminar ai arătat ciclitatea crizelor financiare și ai arătat și un grafic cu un istoric al acestora. Ai mai arătat care sunt semnele intrării și ieșirii din criză. Dar care sunt factorii ce determină crizele economice și financiare? Cine le determină sau provocă din moment ce se repetă? Sorin, ciclu economic este un ciclu, deci se repetă, fie că noi vrem, fie că noi vrem. Nu trebuie să fie provocat, nu trebuie nimeni să provoce iarna ca să vină iarna. Practic, după fiecare creștere trebuie să vină o scădere. Așa este natura universului și a economiei. Dacă vrei să dai vina pe cineva pentru ciclu și pentru criză, este vina noastră, vina populației în general, care nu știm cum să gestionăm lucrurile atunci când este creștere economică și să nu rămânem fără bani. Luci Costea mă întreabă ce greșel ar fi de evitat la început de drum în cazul unui startup. Top 3 greșeli. Luci, îți dau top 4 greșeli. 1. Greșeala pe care am făcut-o și eu, despre care am vorbit mai devreme. Angajează cât mai repede persoane ca să poți să facă munca în locul tău, ca tu să poți să te ocupi de dezvoltarea startup-ului. 2.
Doi, nu confunda buzunarul firmei cu buzunarul tău personal. Dacă iei bani din firmă pentru plăcerile tale, mai repede sau mai târziu o să pierzi afacerea din acest motiv. 3. Sistematizează cât mai repede, pune proceduri în firma ta în așa fel încât să poată să înceapă să funcționeze fără ca tu trebuie să fii acolo tot timpul. Și 4. Scalează cât mai repede, adică dezvoltă-o, multiplică-o. Dar pentru asta asigură-te că ai proceduri, că dacă nu o să ai probleme. Delinski Mihai, știu că e un subiect foarte complex, dar aș dori să știu lucrurile esențiale pentru cum să faci o afacere să funcționeze fără tine, fără proprietar. Mihai este subiectul meu preferat, despre asta predau, asta trăiesc, asta îi ajut pe clienții mei să facă. În primul rând, ca să ajungi ca firma să funcționeze fără tine, ai nevoie de 5 pași. Primul pas este să controlezi afacerea din mai multe puncte de vedere. 2. Nișă, adică marketing eficient, vânzări eficiente, altfel nu o să funcționeze. 3. Pârghie, să te folosești de pârghii în afacerea ta, sisteme, proceduri și așa mai departe. 4. Echipă. Fără o echipă, fie că este vorba de două persoane sau 2000 de persoane, afacerea nu are cum să funcționeze fără tine. Și, nu în ultimul rând, rezultate. Adică, dacă faci aceste patru lucruri, faci cei patru pași, rezultatele sunt inevitabile și afacerea poate să ajungă să funcționeze fără tine. Am un curs numai despre asta, Business Mastery, 6 luni de zile vorbește numai despre asta, așa că dacă vrei mai multe detalii, poți să cumperi unul dintre aceste produse. Doru Popescu are și el o întrebare legată de startup-uri. Ești tânăr, nou pe piață, nu ai fonduri să te bați cu granzii, nu ai nici în spate experiență pe piață, dar ai idei noi, aduci servicii care nu o să mai poate să fie evitate pe viitor. Care ar fi pașii pe care îi face să te faci remarcat pe piață, fie că vorba de parteneriate, promovare sau atragere de clienți? Doru, în primul rând, faptul că ești mic nu este o problemă, poate să fie un avantaj. Diferența între firmele mici și multinaționale constituie tocmai flexibilitatea IMM-urilor. Dacă te sună un client, tu poți să dai peste cap toată firma ca să îl servești. Multinaționale are un rând de proceduri și până nu trece de toate semnăturile, nu se face nimic și de obicei nu trece. Așa că nu e o problemă că ești mic și față de cei mari. Poți să lupți cu ei și tocmai asta este atuul tău, că ești mic. Ceea ce îți recomand, în schimb, este să te diferențiezi. În momentul în care intri pe piață, să te diferențiezi foarte clar de concurenții care sunt pe piață, fie că sunt mici sau mari. Iar legat de promovare, îți recomand să folosești alianțe strategice. Caută firme care există deja pe piață, care au clienții tăi, da? Deja sunt clienții lor, și oferă-le un parteneriat. Oferă-le valoare ca ei să poată să dea mai departe clienților sau pentru ei, pentru firma lor, și în schimb ei să-ți dea acces la clienților. Alianță strategică se numește. Adrian Lupău mă întreabă: Loran, din experiența ta, câte telefoane pe zi e bine să dea un om de vânzări în căutare de prospect? Adrian, e o întrebare foarte, foarte bună, dar depinde foarte mult de domeniul de activitate. Există domenii în care poți să dai un telefon pe zi sau nici măcar atâta, pentru că ai 10 prospecți în toată țara, adică suni o dată la lună sau o dată la 3 luni, și există domenii în care trebuie să dai 50-100 de telefoane. Deci depinde foarte mult de domeniul de activitate câte telefoane dai. Ili Tod, vreau să știu cum să fac rost de mai mulți clienți pentru cursurile mele de limbi străine. Ili, hai la cursurile mele. Mai în glumă sau mai în serios, sunt trainerul care țin cele mai mari cursuri din toată țara. Și ca să vezi ce am făcut eu, te invit la un seminar gratuit, pentru că acolo o să vezi exact cum fac lucrurile ca să am foarte mulți clienți la cursurile mele și poți să faci exact identic. În viitor chiar am de gând să lansez un curs în care să-i învăț pe cei care doresc să-și vândă serviciile, cunoștințele în cursuri, cum să facă acest lucru cu atât de mare succes cum am făcut eu și fac în acest moment. Andrei Nache, pentru un începător, ce tip de franciză ai recomanda? Andreea, franciza are avantajul că are un sistem deja gata creat. Probabilitatea să eșuezi este mult mai mică, pentru că ai totul mură în gură. De aceea, ceea ce îți recomand dacă tot alegi o franciză este să fie o franciză într-un domeniu care îți place. De ce? Pentru că dacă te pasionează, o să faci din inimă, o să fii emoția, o să se vadă, clienții tăi o să fie entuziasmați pentru că tu ești entuziasmat cu ceea ce faci și tocmai de acest motiv ajută să fie într-un domeniu care te pasionează dacă alegi franciza. Și Niță sau Nită Violeta mă întreabă: care este ingredientul principal care a determinat succesul tău? Mulțumesc! Violeta, obișnuiesc să spun la cursurile mele,
dă 100% în ceea ce faci, indiferent ce faci. Dacă ești femeie de servici, dă 100%. Dacă ești directorul general, dă 100%. Indiferent ce faci, chiar dacă nu-ți place locul de muncă, chiar dacă nu ești mulțumit de ceea ce faci în acest moment, dă 100%, pentru că oamenii o să observe că ești foarte bun în ceea ce faci și o să crești în acest fel în carieră. Asta este principiul numărul 1 care m-a ajutat cel mai mult. Evident că mai sunt și multe altele, dar consider că acesta este cel mai important. Vreau să vă mulțumesc pentru întrebări, mi-a făcut plăcere să răspund la ele. În viitor o să mai facem aceste lucruri, o să mă mai ofer posibilitatea să puneți întrebări și dacă o să pot să răspund, o voi face cu mare, mare drag. Mersi că mă urmărești pe Facebook și în continuare preocuparea mea este să-ți dau cât mai multe informații, cât mai utile pentru dezvoltarea ta și dezvoltarea firmei tale. Mult succes în continuare!